pregătit arbori specia platan, pe care i-am plantat la ghivece. I-am crescut câțiva ani și creștem în continuare în ghivece, astfel că ei pot fi plantați în locurile definitive pe toată perioada anului, inclusiv vara, dar nu atunci când sunt temperaturile foarte, foarte mari. Ei fiind crescuți în ghivece, au sistem radicular bine dezvoltat, pot fi plantați la locurile definitive, acolo unde este nevoie, pe toată perioada anului, practic. Sunt practici mai noi, dar noi ne-am aliniat la politica occidentală, să zic așa, ca pe toată perioada anului să putem executa lucrări de amenajări de spații verzi, acolo unde este nevoie. Copacii din ghivece sunt din specia platan în special, pentru că ăsta noi creștem de la începutul perioadei de vegetație, dar avem și în vedere și alte specii, cum ar fi arțarul, cum ar fi teiu, frasinul, iarăși este o specie care noi o popularizăm ca și plantare, pentru că este foarte rezistentă la condițiile climatice din București. Toate lucrările vor fi și sunt executate în pepinieră. Noi avem la dispoziție un spațiu relativ generos acolo de plantare, de transvazare și așa mai departe, de creșterea plantelor, pentru că ele pe perioada de vară în ghivece au o întreținere mai aparte. Adică nu trebuie ținute direct în soare, e posibilitate să le umbrim. Ghivecele la fel, posibilitate să le acoperim cu materiale biodegradabile care nu lasă să se încingă balotul de pământ de la soare. Deci sunt niște lucrări mai specifice, să zicem așa. Putem asigura și sistemul de irigare prin picurare. Este un sistem localizat. Fiecare ghiveci beneficiază de un creion de udare sau pixuri de udare, cum se numesc în termeni tehnici. Și astfel fiecare plantă beneficiază de o anumită cantitate de apă, atât cât are nevoie. Noi avem un dispozitiv de fertirigare, astfel încât odată cu apa de irigat să includem și fertilizatorul sau îngrășământul.